Salutare, oameni buni! Am depus astăzi dosarele pentru candidatura USR Plus la Primăria Mangalia și Consiliul Local. În primul rând vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ajutat cu semnături de susținere. Fără voi nu am fi putut să reușim. Ne ținem de promisiune. Am spus încă de la început că facem politică altfel, cu oameni altfel, abordări altfel și toate persoanele cu care ne-am întâlnit în ultimele cel puțin 3 săptămâni de când suntem zi de zi pe stradă și strângem semnături, sunt convins că au putut să vadă lucrul ăsta, că avem abordări altfel și că până la urmă suntem oameni normali. Nu avem alte interese în spate decât cele de a schimba Mangalia în bine, evident. Uitați că multe partide politice în ultimele săptămâni au spus că suntem oamenii PNL-ului, că suntem chiar și oamenii PSD-ului, spuneau unii, ceea ce e ridicol. Noi, de fapt, suntem oamenii Mangaliei. USR Plus este singurul partid politic care poate să aducă o schimbare reală în Mangalia. Eu sunt candidatul USR Plus pentru Primăria Mangalia. Avem o echipă de oameni noi, o echipă de oameni care sunt dornici să treacă la muncă pentru toate schimbările astea pe care vrem cu toții să le facem în Mangalia. Încă o dată vă mulțumesc și ne vedem în stradă în fiecare zi. Zi bună!